Bună ziua și bun găsit, dragi telespectatori! Ediția specială de astăzi a Antenei 3 Regional vă propune o discuție onestă despre lucrurile ascunse, despre fricile noastre, despre maladiile contemporane și nu numai, despre tot ceea ce trăim într-o lume pe zi ce trece tot mai învolburată. Despre acele lucruri pe care adeseori le conștientizăm sau nu, dar în orice caz alegem să nu vorbim despre ele. Cu alte cuvinte, îmi doresc să atacăm astăzi ideea de sănătate mentală. Și pentru asta am invitat-o alături de mine, în platoul Antena 3 din Iași, pe doamna psiholog și scriitor Cristina Danilov, căreia îi spun bun venit. Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și eu că ați acceptat invitația noastră, cu atât mai mult cu cât există și un mobil fizic care ne aduce astăzi împreună și anume apariția celui mai recent volum care poartă semnătura Cristinei Danilov, Cufărul lui Cain, un volum apărut la editura Junimea din Iași. Un volum care ascunde, la fel ca mintea omenească, foarte multe taine, doamnă Cristina Danilov. Ce se vrea a fi acest cufăr al lui Cain? Cred că e un titlu care stârnește foarte mult curiozitatea. Da, este de fapt vorba de a doua carte publicată la editura Junimea. Anul trecut am publicat Fuga din Babel și alte povestiri pentru suflet. Iar anul acesta a sosit sora, ca să spunem așa, primului volum, Cufărul lui Cain. Cufărul lui Cain, practic, înglobează un număr de 46 de eseuri care au ca și temă subiecte contemporane legate de psihicul nostru, legate de problemele pe care le întâmpinăm în viața noastră, văzute din perspectiva psihologului, acelui care cumva despică, să spunem așa, firul în patru, când este vorba de natura umană. Da, Cufărul lui Cain, într-adevăr, așa cum spuneți dumneavoastră, stârnește interesul că, ca și titlu de carte și de ce m-am axat pe acest titlu, mi-am dorit să fie acest titlu al cărții. În primul rând, ce este cufărul? Cufărul este bagajul nostru transgenerațional, bagajul nostru de frustrări, de complexe, de suferințe pe care le purtăm cu noi o viață. Poate unele dintre ele sunt dobândite transgenerațional. Cine a fost Cain? Așa cum bine știți, Cain, personaj biblic, da? A fost primul om născut pe pământ. Nu Adam și Eva, ci Cain, primul om născut pe pământ. Primul om care, dacă stăm bine și citim Biblia, acel pasaj referitor la el, vom constata că întrunește toate calitățile și defectele ființei umane. Are toate tarele naturii umane. Sigur, au trecut mii de ani de atunci și ce observăm? Că nu ne-am schimbat. Cain este prezent în fiecare dintre noi. Este de fapt un arhetip, dacă putem exact să spunem așa, este o prezență și în absenția, atunci când nu-l vedem, este latura întunecoasă poate a fiecăruia dintre noi, sau de ce nu este acea latură moștenită, așa cum spuneați, transgenerațional, pe care nu o putem controla pentru că de foarte multe ori nici nu o cunoaștem. Sigur, trebuie să avem sinceritatea de a recunoaște faptul că suntem construiți din complexe frustrări, din suferințe, pe care le ducem mai departe, pe care le transmitem la rândul nostru. Avem datoria, cred, să le cunoaștem. Avem datoria de a deschide acest cufăr și de a vedea ce este în interiorul lui. Cu cât mărturisești despre tine, cu atât aceste suferințe, aceste traume, aceste complexe, ușor, ușor dispar. Atunci îți vezi cu adevărat esența naturii tale. În momentul în care te eliberezi de aceste, să spun, bolovani
psihici, da, care ne fac viața din ce în ce mai amară. Cartea asta și dorește să facă. Practic cuprinde 46 de eseuri. Sunt eseuri pe care eu le-am publicat în Cotidianul, Ziarul de Iași, și o parte în Litera Nova din Madrid. Și au ca și subiect exact aceste frustrări ale noastre pe care le întâlnim zilnic, complexe, suferințe, văzute în povești adevărate. Povestirile sunt reale și, pornind de la aceste povestiri, încerc cumva să aduc în discuție, ca într-o consiliere, pentru cititor, subiectul, pentru a-l face să-l înțeleagă mai bine, să se regăsească, dacă se regăsește în el, să poată să extragă de acolo câteva idei care poate sunt lui utile. Cu certitudine așa va fi. Cred că este o carte care va deveni un must have, nu doar din pricina conținutului, care este suculent, pe alocuri mărturisesc că nu am parcurs-o încă, dar am deschis-o la editura Junimea și foarte multe texte de acolo mi-au atras atenția prin adevărul lor omenesc, dar și prin onestitatea cu care sunt așezate în pagină. Fiindcă, înainte de toate, și vă felicit pentru asta, aveți acel condei al scriitorului care știe foarte bine să acopere ceea ce omul de știință ar putea să producă ca balast în fața celorlalți, pentru că limbajul unui om de știință este cu totul altul și nu întotdeauna este înghițibil, ca să spun așa. În altă ordine de idei, cred că este foarte interesantă și experiența de viață vie, fremătândă, care palpită în spatele acestor pagini de carte și care se simte acolo prin verbul foarte alert. Da? Folosiți foarte mult verbul, ca și cum ar fi o fugă, da? Mereu o fugă din calea unor obstacole și mai mari, sau un salt, de ce nu, peste aceste obstacole. Cât de important este să ai onestitatea lăuntrică de a privi în lăuntrul tău și apoi de a putea să te destăinui celui de specialitate, mai ales în lumea de astăzi? Este greu să te destăinui în lumea de astăzi, pentru că dacă ne uităm bine în jur, funcționează foarte bine sentimentul acesta al, aș putea spune, al răutății. Și simți la un moment dat că poți să devii victimă, și se întâmplă multora. Trebuie să știi, în primul rând, în fața cui te destăinui, în fața cui faci mărturisirea. Unii aleg să meargă la preot, alții aleg să meargă la psiholog. Practic, cred că este o mare legătură între preot și psiholog. Amândoi fac același lucru, dar se adresează unei alte categorii de oameni. Adică sunt persoane religioase și tot respectul față de ele, sunt persoane care aleg să vină în cabinetul psihologului. Sunt dar și persoane religioase care vin la psiholog. Eu cred că nu excludem această categorie. Sigur că nu, dar chiar unii aleg, este alegerea mică lor, și această alegere este efectiv respectată, pentru că nu se poate pune în discuție. Când alegem, de fapt, să mărturisim, când nu mai putem, atunci simțim nevoia să găsim soluții. Din păcate, psihologul nu oferă soluții. Nu știu ce face preotul, dar cu siguranță psihologul nu oferă soluții. Nu-ți oferă sfatul de care tu ai nevoie, pentru că foarte mulți vin în cabinetul psihologului și au impresia că după 40 de minute de dialog vor pleca acolo, de acolo noi, vor pleca de acolo, să spunem, cu problema rezolvată, ceea ce nu este adevărat. Problema își găsește rezolvare în interiorul tău. Rolul meu ca psiholog este să scot acea perlă din sufletul tău și să o aduc la suprafață. Tu vei găsi, într-adevăr, răspunsul pe care îl cauți. Este o magie cu care noi lucrăm. De aceea, cei care cred că vin la psiholog și vor pleca cu problemele rezolvate, se înșală.
E cumva și o optică inversă, cea pe care eu aș vrea acum să o aduc în discuție. Pentru că suntem obișnuiți cu acest discurs generalist al omului care vine către psiholog, dorește să îi se rezolve problemele, dar foarte puțini dintre acești oameni își pun problema ce se întâmplă cu psihologul în acele momente. Da? Acceptăm sau pornim de la această frumoasă idee că psihologul e un om asumat în slujba celorlalți. Dar nu este un om, nu-i așa, doamnă Cristina Danilov, cu o existență simplă. E un om care zi de zi asistă practic la dureri, la suferințe, se încarcă cu ele sau le respinge după caz. În orice caz, merge acasă după ce a făcut această profesie. Cum faceți ca să continuați și după ziua de luni să vină ziua de marți și tot așa? Și ziua de marți vine întotdeauna după ziua de luni, chiar dacă noi suntem psihologi. Pentru a reuși asta, sigur, avem ani de formări, avem dezvoltare personală, nu suntem așa, doar s-a terminat o facultate și preluăm omul și rezolvăm problemele. Deci cumva suntem formați astfel încât problema dumneavoastră să nu o duc la mine acasă. E o cale, oricum, de dialog suflet la suflet și, până la urmă, cred că această punte care se construiește între oameni este și calea către vindecarea celui aflat într-o suferință sau într-o stare de traumă. Sigur. Am vorbit la începutul discuției noastre și despre această idee de maladii contemporane. E adevărat că maladiile nu sunt contemporane. Ele există dintotdeauna, au căpătat diferite forme, însă epoca în care noi trăim astăzi are o moștenire destul de grea în spate și mă refer aici în mod direct la experiența pandemică prin care am trecut cu toții. A lăsat aceasta urme adânci în comportamentul psihologic al societății per ansamblu? Da. Ce ați observat din experiența scrierii acestor eseuri? Pentru că, până la urmă, și munca aceasta de publicist, de invidiat, pe care o faceți cu atâta seriozitate, ne spune ceva. Știți să luați pulsul la zi al lucrurilor și oamenilor. Și în felul acesta sunteți cumva și de partea sociologică a lucrurilor, nu doar dintr-un interes psihologic, vă întreb. Da, spuneați ceva mai devreme despre sănătatea mentală. În primul rând, sănătatea mentală înseamnă bunăstare emoțională, bunăstare psihologică, bunăstare socială, după cum vedeți, așa cum spuneați. Ei bine, cred că toate cele trei paliere au fost afectate în timpul pandemiei COVID. Să ne gândim și la grupurile țintă, copii, tineri, persoane în vârstă, care, după cum vedem, au ajuns în situația în care să dezvolte tulburări mentale, anxietate, depresie, riscul crescut al depresiei în ultimii 2 ani este foarte mare. Totul provine de la acel moment care s-a numit pandemia COVID-19. Divorțuri, numărul de divorțuri a crescut. Erau, cred că anul trecut, 23.000 de divorțuri în urma acestei pandemii. Și ne întrebăm ce s-a întâmplat, de fapt. Păi să o luăm logic. În primul rând, în cazurile de cuplu, dacă ar fi să mă întrebați, să mă refer doar la acest aspect, pandemia a făcut ca el și ea să locuiască într-o casă. După ce ani de zile poate au trăit fără să se cunoască. Faptul că lucrau în aceeași casă, faptul că se trezeau în aceeași casă împreună, că trebuiau să locuiască 24 de ore din 24, a produs ruptura între el și ea. Cuplul nu a mai fost ceea ce ei credeau că este.
Prin urmare s-a produs divorțul. Oamenii nu se cunoșteau unul pe celălalt. Atunci au avut ocazia să se cunoască mai bine și au constatat că nu sunt potriviți unul pentru celălalt. Poate de aici și rata foarte mare de divorțuri, de care spuneam mai devreme, 23.000 de divorțuri anual. Deci despre ce vorbim? Da, cumva o rată, o statistică îngrijorătoare, care ne arată totodată și o realitate tristă a României, aceleia patriarhale pe care o cunoaștem foarte sigur, bine. Sigur, a crescut risc, deci violența domestică, iarăși foarte multe situații de divorț din cauza violenței domestice. Da, mă gândeam aici că foarte mulți oameni își continuă anumite angajamente pur și simplu de dragul aparențelor, pentru a salva aparențele, pentru că ceea ce contează foarte mult pentru ei este modul în care sunt văzuți de către ceilalți. Cum poate fi corijat acest aspect atâta timp cât el poate produce unei ființe daune fundamentale, pe care după aceea le regăsim în alte statistici, în cele legate de consumul de alcool, eu știu, de consumul de droguri mai nou și așa mai departe, pentru că oamenii își găsesc mereu și mereu și mereu alte porți în care își defulează aceste emoții negative. Primul rând, a spus de consum de droguri și consum de alcool, este o problemă la nivelul tinerilor. Foarte mare. Și, da, dar eu n-aș începe cu efectele, ci aș începe cu cauza, dacă îmi permiteți. Și cauza pentru care aceste lucruri se petrec pornește de la neglijență. O spun elegant, neglijență. În primul rând, neglijența familiei și, în al doilea rând, neglijența societății în care trăim. Observăm de mici copiii primesc gadgeturi, da? Primesc de la un an, doi ani, părinții stau liniștiți în ideea că copilul accesează un conținut distractiv și prin urmare s-ar bucura mai mult decât să acceseze jocuri în fizic, desenul animat le poate dezvolta, spune, inteligența și creativitatea. E bine, lucrurile astea nu se întâmplă. Foarte mulți părinți vin cu copilul la 4-5 ani la psiholog și se întreabă de ce copilul nu vorbește. Vorbește bine sau nu se poate concentra la școală. Sunt două efecte ale utilizării în exces a internetului. Dacă părintele ar fi mai atent, poate că ar împleti un pic timpul liber al copilului cu ieșitul în natură, cu jocul care îi dezvoltă într-adevăr creativitatea și ar mai lua un pic telefonul din mâna copilului, gândindu-se că nu îi oferă prin aceasta un viitor. Vă spun, foarte multe cazuri de tulburări, inclusiv de conduită, provin de la utilizarea acestui gadget, care văd că este la modă. Toți părinții oferă copilului un gadget cu care... Da, e o greșeală frecventă și eu sunt părinte, da. Știu că ofer acest gadget copilului meu, în primul rând pentru că vreau să-l știu în siguranță și să-l pot găsi atunci când am nevoie să știu unde se află, însă încerc să limitez pe cât posibil timpul de expunere și, într-adevăr, contactul cu natura, contactul cu alți copii, joaca, da, cu care eram noi crescuți odinioară, sunt cele care fac diferența. În pandemie, iertați-mă acum ca la o confesiune, dacă acceptați acest pact al meu, fetița îmi spunea că stau pe acest joc pentru că cu cine să mă joc, da? În momentul în care restricțiile s-au mai relaxat și am avut voie să ieșim din casă și s-a putut întâlni cu alți copii, bucuria a fost atât de mare încât aceste lucruri au dispărut. După care lucrurile s-au așezat și aceste gadgeturi au reapărut în existențele lor. Școala de astăzi nu are un punct de vedere unitar, cel exact, puțin, care să conducă către o legiferare într-un fel sau altul a situației. Mă gândesc că e o problemă foarte serioasă care ar necesita un sprijin din partea guvernului României. La modul, exact, asta spuneam mai devreme de educația, da, societății. Vedeți, nu există niciun proiect
al niciunui partid, nu știu dacă, poate nu știu eu despre ele, dar chiar în urmă cu câteva zile asistam, fuseseră invitați mai mulți lideri politici și au pus întrebarea aceasta, ce facem totuși pentru a stopa consumul de droguri și tot felul de alte probleme legate de copii. Și eu nu aveam niciun fel de răspuns coerent. Noi promisiuni am mai văzut. Cum am văzut unde a dus proiectul România Educată, la mame minore, la abandon școlar care este din ce în ce mai pronunțat, da, consum de droguri și alcool, deși se pot lua măsuri în acest sens. Nu știu, probabil prevenția de care spun ei nu este eficientă. Deci trebuie să se găsească soluții astfel încât regulile prevenției care a fost utilizată până acum să devină mult mai concentrată pe copil și pe problematica copilului. Nu am nimic cu școala, deci să fie clar, sunt profesori care își fac datoria, dar vedem că nu se desfășoară decât la nivel de pliante, mici conferințe între specialiști, dar concret pe copil foarte puțin, cu copilul foarte puțin se lucrează. Vedeți ce se întâmplă în școli, bullying. Da, este o problemă cu rădăcini adânci în familie. Copilul care accesează genul acesta de violență, ei bine, el are o problemă în familie. Familia trebuie consiliată. Înseamnă că în acea familie avem de-a face cu persoane care au parte de violență domestică și trebuie mers până în familia respectivă și văzut ce se întâmplă. Bullying-ul, au fost profesori care au fost victime ale bullying-ului. Da, să ne amintim de acea doamnă profesor de engleză dintr-o școală în mediu rural, unde copiii de clasa 6 simulau actul sexual în timpul orei. Deci, ce s-a făcut acolo? Nu s-a făcut nimic, vă spun. Doamna profesoară s-a reîntors la catedră și mă gândesc că în mediul acela rural nu au venit psihologii pentru a discuta cu copiii respectivi și a vedea de ce s-a ajuns în situația aceasta. Din păcate, internetul, pentru că toate acestea, să știți, sunt legate. Folosirea în abundență excesivă a internetului conduce nu numai la bullying și la agresiune, pentru că, vedeți, acum în spatele unei măști nu știi cine se, sau un nume, un nickname, cum spun ei, nu știi cine se ascunde. Da, se poate ascunde o persoană agresivă, se poate ascunde un pedofil. Sunt niște riscuri pe care la care părinții ar trebui să se gândească mult. Este ușor să dai gadgetul copilului sau telefonul mobil, dar nu i-ai spus niciodată despre riscurile la care se expune. Și vedem copii răpiți, da? Lover boy care sunt pe internet, da? Și care... Toate aceste metode care până la urmă duc la liniștirea, să spunem așa, a apelor în familie. Copilul se comportă perfect normal și părinții nu-și dau seama că de fapt el este în adânc foarte tulburat. Asta pentru că poate nu petrec suficient de mult timp cu el cât să-l cunoască și eu nu cred că aceste situații sunt întâmplătoare. Acolo unde vorbim despre un minor răpit înseamnă că vorbim despre un minor expus îndelungat la lucruri de genul acesta. Sigur că da, și vedeți lipsa de comunicare ca și în cuplu, cum vorbeam despre divorțuri, poate duce la ceva foarte grav. Sunt familii unde nu există comunicare. Din păcate, fiecare are treaba lui, este suficient copilul stă liniștit în casă și se uită pe un laptop sau un telefon mobil, părinții își văd de treaba lor și apoi se trezesc puși într-o situație în care află că copilul este consumator de droguri. Mă întreb și eu, cum ajungem să vedem copilul deja când este dependent de drog, când vedem că este dependent de alcool. Deci înseamnă că el a urmat niște etape pe care tu ca părinte nu le-ai observat niciodată. De ce? Pentru că nu ai fost aproape de el. Pentru că el în singurătatea lui, în nemărturisirea lui, el a preferat
să intre în aceste jocuri, care nu sunt jocurile care duc spre creativitate, ci duc de obicei spre moarte. Drog, alcool, sunt la o vârstă foarte sensibilă și mai ales pentru persoanele care au copii în perioada preadolescență-adolescență, nu trebuie să uite niciodată, măcar o oră pe zi, să stai de vorbă cu copilul tău și contează mult să-l simți și să te simți alături. Acești copii care fac aceste lucruri, consumă droguri, bullying și așa mai departe, ei provin din familii pe care le-aș numi dezmembrate sau nu știu dacă găsiți dumneavoastră un termen mai soft, să spunem așa. Da, nu, e exact ca și în cazul unei ființe, al unei marionete de lemn, unde dacă înlocuiești ceva cu altceva, nu mai obții același efect, da? Numai că aici vorbim de ființe vii, care au nevoie de dragoste, de tandrețe, să fie ascultate, cum bine ați spus, și atunci cred că cea mai frumoasă lecție într-o familie este cu adevărat comuniunea aceasta spirituală. Da. Știți că contează și faptul că duminica te așezi la masă, da, și stai cu ai tăi și comunici ori în șir. Contează despre orice, mai ales în perioada asta a adolescenței. Ei simt nevoia să se destăinuie, să spună din preocupările lor, din ceea ce gândesc ei, au opiniile lor. Părintele, în general, merge pe ideea că acesta este copilul meu, eu l-am format, și este șocat prima dată să audă că acel micuț deodată are o opinie. Trebuie să știi să-l înțelegi, trebuie să fii alături de el și chiar să-l încurajezi dacă opinia este bună. Dar care este reacția noastră ca părinți? În general, nu-i bine, treci înapoi, nu ai voie, nu gândești corect. Trebuie să avem și abilitatea aceasta de a comunica. Nu este vorba doar de o comunicare, ci de abilitatea aceasta de a fi alături de copilul tău, de a ști cum să-i prezinți o idee, astfel încât să nu fie prea violentă pentru el. Vă întreb tot cu o curiozitate de părinte de data aceasta, dacă sunt recomandabile în cazurile de genul acesta, ca prevenție în primul rând, muncile în echipă, sporturile de echipă, eventual părinte-copil, da. Nu știu, minunat. Drumețiile pe munte, absolut, în notul împreună. Dar ce poate dansurile fi mai frumos, sigur, decât tu ca părinte să mergi alături de copilul tău într-o excursie, la un teatru? E bine și să faci pași în spate, doamnă psiholog, să te retragi puțin și să-i dai independența de care absolut are nevoie. Este nevoie, pentru că asta este adolescența egal independență. Să fie clar, nu s-au născut acum adolescenții. Am fost și noi adolescenți și știm prin prisma experienței noastre că ne-am dorit de la părinții noștri să fim oameni, să fim liberi. Sigur, părintele a stat întotdeauna cu un ochi vigilent. Așa trebuie să fim și noi, să fim vigilenți un pic. Dar nu înseamnă că el nu are libertatea. El trebuie să gândească singur, să învețe să gândească singur. Dar pentru asta trebuie să-l ajutăm cumva să o facă. Adică până la perioada aceea să-i oferim cunoștințe, să comunicăm, vorbim de comunicare. Chiar dacă este mai mic, nu contează. El simte nevoia să povestească cuiva. Întotdeauna comunicarea aceasta va duce și la momentul acela în care noi ca părinți vom înțelege că el este independent, este adolescent, are ideile lui și le vom respecta. Dar pentru aceasta trebuie să depășim niște etape. Am spus, când dai telefonul mobil unui copil de 2 ani și îl crește telefonul mobil, nu poți avea pretenții în perioada adolescenței să poți comunica cu el, deși nu e târziu niciodată. Dar nu poți avea aceleași pretenții ca un părinte care într-adevăr și-a crescut copilul, care a mers cu el undeva, care a mers la munte cu el, care a mers la jocuri cu el, care a făcut sport cu el, care îi citea o poveste. Deci sunt lucruri pe care trebuie să ne facem în primul rând noi datoria de părinți. Nu copiii sunt de vină, nu tinerii pe care îi blamăm astăzi, spunem, tinerii din ziua de azi consumă droguri. Da, pentru că ei în acele enclave de tineri găsesc liniștea, da? Acolo își găsesc comunicarea. Dar dacă ar găsi-o în familie, probabil lucrurile ar sta diferit. Sigur, trebuie să existe
o legătură și mai strânsă între școală și părinte, dar... Vedeți, da, dumneavoastră... iată că, cumva referitor la școală, ați vorbit și ați menționat și acele probleme de concentrare. Sunt remediabile problemele de concentrare dacă se iau măsuri mai dure? Da, dacă se iau măsuri mai dure, da, în sensul E recomandabil să ajungem, sigur, la nevoie și la acest gen, sigur, de măsuri? Da. Există specialiști care se ocupă cu aceste lucruri, dar e bine să nu ajungem până acolo. Cred că putem să le ducăm de mic, de așa natură, încât să nu așa ajungă nici la lipsă de atenție, nici la lipsă de concentrare, nici la un deficit în limbaj. Deci cumva am putea face să fie totul bine pentru el. Buna educație a unui copil înseamnă și buna educație a părinților acestuia, pentru că meseria de părinte este cea mai dificilă, dar este și singura meserie în care nimeni nu te poate învăța nimic. Deci nu poți decât să primești sfaturi, dar în rest cred că înveți pas cu pas din fiecare clipă care trece. Eu cred că dragostea este cea mai frumoasă lecție pe care poate să o ofere un părinte copilului. Și chiar dacă poate nu ești un părinte instruit, dar tu la rândul tău ai fost iubit și educat. Deci cred că prin dragoste putem să oferim foarte mult. E de altfel un liant dragostea, un liant social care lipsește în foarte multe situații și vă priveam așa cu, sigur, cu admirație netrucată, vă asigur, dar și cu îngrijorare atunci când spuneați că e foarte greu să te destăinui astăzi, pentru că sentimentul general din societatea în care trăim este acesta al răutății și al faptului că ai putea deveni victimă. Cum putem să scăpăm, da, de acest sentiment care există, e adevărat, îl provoacă unii dintre cei cu care intrăm în contact zilnic, poate și noi pentru alții, fără să ne dăm seama, fără facem gesturi pe care, a căror semnificație în ochii altora nu înțelegem, și atunci sigur e nevoie să fim atenți și la comportamentele noastre. Ce am putea face în plus ca să ne simțim bine în pielea noastră zi de zi? Am putea spune, da, sunt vinovat? E o lecție pe care ar trebui să ne o însușim. Facem lucruri în viață, zi de zi, care îl rănesc pe celălalt. Dacă știi să spui, da, sunt vinovat, este un mod de a te înțelege pe tine. De ce ai ajuns acolo? Dar din păcate noi nu spunem acest lucru. De aici faptul că pozăm în victimă, căutăm întotdeauna altul este de vină pentru faptul că am divorțat, altul este de vină pentru faptul că șeful nu mă place la serviciu sau colegul sau copilul meu. Nu spunem, da, sunt vinovat pentru că am greșit în relație, dar nu sunt vinovat, eu sunt vinovat pentru că nu fac treaba la serviciu. Vedeți? Dacă am spune lucrurile acestea, este și asta o modalitate, să spunem, de a te privi mai bine pe tine și de a avea după aceea curajul să mărturisești mult mai mult. Sunt lucruri pe la care ar trebui să ne gândim. În orice caz, toate lucrurile acestea importante încep cu pașii mici, dar siguri, care ne ajută să căpătăm stabilitate emoțională și încrederea că ne putem depăși propriile bariere, chiar pe acelea pe care ni le-am așezat singuri, nu? În fața sau ni l-au așezat alții, pentru că stereotipurile acestea, unele cu ele venim din familie și trebuie să vedem dacă ele ni se potrivesc. Da, pentru că e posibil. E posibil ca noi să fie evoluat atât de mult încât acele lucruri din trecut pe care le aducem să nu se mai potrivească cu ceea ce suntem noi astăzi. Asta e rolul evoluției, să te facă să-ți mai ieși din stereotipul în care ai fost și să intri într-altul. Ai dreptul acesta. Mulți rămân însă închistați în acel stereotip și privesc lumea din acel pătrățel, refuzând cumva evoluția interioară. Asta e rolul nostru, să evoluăm interior, să mergem mai departe și să ne extindem puțin pătrățelul, să fie puțin mai mare. Eu sper că cei care ne-au privit au înțeles toate aceste lucruri și că vor căuta adânc atunci când se vor privi în oglindă pentru a descoperi acolo atât ceea ce le place,
cât și ceea ce nu le place, dar știu foarte bine că pot lucra să îmbunătățească lucrurile respective. Și pentru că sunteți și un om al frumosului literar, doamnă Cristina Danilov, aici avem un volum de povestiri, dar dumneavoastră ați debutat cu un volum de poeme, distins atunci cu Premiul Uniunii Scriitorilor, un volum de asemenea foarte interesant. Vă invit acum să ne spuneți în finalul întâlnirii noastre dacă ajută și arta lumea contemporană. Poate arta să fie o salvare? Absolut. Așa cum credea Dostoievski că frumusețea va salva lumea. Iată vocea unui mare rus care este de fapt un om universalis, un adevărat om universalis. Credea în lucrul acesta. Acum când de peste tot suntem asaltați cu atâta violență, putem să avem încredere și în frumos? Ce mai frumos decât să te ascunzi într-o poezie? Literatura și psihologia tratează același lucru, esența umană. Dacă nu citește nimeni psihologie, nu e nicio problemă. Dar să citească o poezie. Cred că n-ar trebui să fie cineva care să nu-și termine ziua cu un poem. Indiferent. Care să nu-și termine ziua cu o pagină dintr-un roman. Lucrurile acestea ne aduc la noi înșine. De aceea spuneam că literatura și psihologia tratează același lucru, esența umană. E o concluzie foarte frumoasă pentru care vă mulțumim. Vă mulțumim că ne-ați adus astăzi o parte din frumosul dumneavoastră și din lumina pe care o purtați în fiecare zi și pe chip și în suflet și pe care cu generozitate o dăruiți celorlalți. Și eu vă mulțumesc și aș dori ca aceste cărți să ajungă în casa multora, pentru că doar așa își pot scoate la iveală perla aceea de care spuneam. E un mic... Unii cârlig și mai sunt și alte mii de cârlige care îi pot ajuta. Poate și cartea mea ajută la ceva. Dragi telespectatori, eu sunt convinsă că în momentul în care veți deschide cufărul lui Cain, veți fi și dumneavoastră alături de alți cititori ai acestui volum, încântați de experiențele pe care le veți descoperi acolo ca pe o cale de a păși în siguranță către sine însuși. Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați rămas alături și sper ca întâlnirea noastră să continue și după această emisiune prin lectura paginilor cărții dumneavoastră preferate. Pe curând!